Doamna psiholog, vreau să vă pun o întrebare mai dificilă. De multe ori se întâmplă ca beneficiarii să nu știe diagnosticul. Am fost uimit să văd și atunci când eram ocupat să-l ajut pe tata la spitalul de oncologie, mulți oameni de acolo nu știau, de fapt, că erau imitori, adică erau acolo internați, dar ei nu știau sau nu vroiau să știe că suferă de această boală. Sunteți de părere că ar trebui spus tuturor sau depinde de circumstanțe, de starea psihică a persoanei? Ce părere? Este alegerea lor. Dacă familia dorește să-l trateze fără să-i se spună că are cancer, ci o formă de neo, care poate fi orice, inclusiv o boală care, să zicem, poate fi viroză sau știu eu. Important nu e ce își închipuie el, care poate fi un mecanism de apărare până la urmă. Important este să se mobilizeze să lupte cu boala. Am întâlnit un caz în care o persoană a zis că ea nu e bolnavă de cancer, nu face nimic împotriva cancerului, dar el lua tratamentul chimiostatic și asta era suficient. El, ca și pacient, poate are nevoie să știe că nu are nimic pentru a învinge boala. Poate dacă ar fi conștient de boală, ar muri a doua zi. N-avem de unde să știm ce mecanisme punem în funcțiune. Și efectul placebo trebuie luat în considerare. Dacă el crede că îi folosește un anumit tratament, chiar dacă nu sunt studii științifice, el se poate vindeca cu resurse interne. Important acum este să păstrăm normalitatea și să lucrăm și cu aparținătorii, tocmai de aceea, ca între părerea lor și părerea noastră să fie o cale de mijloc, adică cea care să fie în favoarea pacientului. Adică tot ceea ce facem este în favoarea pacientului. Sigur, aș vrea să spunem telespectatorilor, e de înțeles, sunt câteva lucruri pe care instinctiv le negăm noi toți, când e vorba de asemenea lucruri mai grave, când e vorba de perspectiva morții, să spunem teoretic. Noi toți avem tendința de a nega aceste lucruri, dar mă întreb cum ar putea să lupte o persoană cu un lucru pe care nu-l conștientizează sau nu-l acceptă. Șansele lor de a accesa toate resursele posibile sunt mai mari atunci când știu cu ce se confruntă? Bineînțeles că dacă avem un scop, știm și unde să ajungem. Noi discutăm și cu aparținătorii să facă așa încât să nu fie un diagnostic foarte abrupt comunicat, cum de obicei, din păcate, se întâmplă în cabinetele oncologice. Medicul nu știe. Era o temă foarte deasă, să zic, despusă în discuție. De ce mi s-a spus, așa peste umăr, ai cancer, mai trăiești 3 luni, du-te acasă? Rămâne nu neapărat de vestea care e cancer, ci de felul în care a fost spus acest lucru impresionat. Și nu îi se poate șterge din minte după multe eforturi. Asta mi se pare o problemă redutabilă. Medicii, fiind puțini, știm cu toții, acolo așteaptă oameni din multe localități. La spitalul de oncologie vin oameni din toată țara. E un spital destul de renumit și, neavând timp și având foarte mulți oameni, nu găsesc resurse să stea de vorbă cu fiecare pacient. De multe ori se spun aceste lucruri, cum spuneți, într-o manieră abruptă, ceea ce e destul de destructiv din punct de vedere psihologic. Pentru că prima reacție a creierului omului atunci când e în fața unei traume, în fața unei vești proaste, e aceea de a o nega. Nu pot să cred, ne vine instinctiv să spunem. Nu e adevărat, nu pot să cred. Și de aici încolo, deci ar fi mult mai bine ca oamenilor să li se spună lucrurile astea lent, treptat, cumva. Din păcate, medicii nu prea au timp pentru asta. Acest centru încearcă să rezolve și această problemă? Bineînțeles, sunt traume post-traumatice. Aflarea diagnosticului poate fi un traumatism, pentru că îmbolnăvirea în sine nu e dureroasă. Și dacă n-a avut ocazia să afle într-un stadiu incipient boala, în stadiu 4, încă mai sunt oameni cu resurse, cu metastaze, care se duc, se tratează și nu au conștiința iminenței morții. Pe de altă parte, sunt și persoane care preferă să li se spună exact direct adevărul, da, care cer lucrul ăsta. Da, sunt astfel de persoane, dar ele au locul de control intern, adică ei cred că pot să facă ceva cu viața lor. Alții, din potrivă, se adresează instanței supreme, lăsând la voia lui Dumnezeu dacă se va face bine.
nu-i descurajăm nici pe aceștia. Colaborăm foarte bine cu preoți. Preotul Stanciu vine lunar la noi și am observat că audiența lui este din ce în ce mai mare. Mai ales că modul de abordare este unul nu neapărat dogmatic, ci la nivelul de înțeles al fiecăruia. La nivelul credinței individuale. Da. Până la urmă nu există o rețetă generală. Pentru fiecare om e nevoie de o abordare personalizată, inclusiv în transmiterea diagnosticului. Preotul vine frecvent la acest centru, înțeleg, și se ocupă de partea de suport spiritual, să spunem. Da, rearanjarea viziunii bolii în, să zicem, tabloul general al vieții, vieții și morții. Da, pentru că de multe ori o asemenea experiență de viață poate să schimbe un pic lucrurile la nivelul valorilor, a credințelor. Tocmai de aceasta am apelat și la serviciile acestui preot care are, din fericire pentru noi, carismă. Pentru că o abordare științifică uneori se lovește de nu sunt nebun, nu am nevoie de psiholog pentru că nu am înnebunit încă, aș prefera să nu afle familia că sunt bolnav de cancer și atunci de ce să vină la consiliere? Vreau să-i țin la adăpost de suferința mea și atunci prefer să plâng în baie sau să nu-mi exprim emoțiile pentru ceilalți. Exact. Deci astfel de mecanisme de apărare sunt foarte des întâlnite și unii aleg și la noi să vină o vreme, își ventilează emoțiile și apoi nu mai vin. Dar la preot continuă să vină. Acceptăm și astfel de comportamente câtă vreme le folosesc lor. Într-o duminică, participând la o slujbă la biserica unde slujesc eu, doamna Mihaela Vonica m-a abordat și în același timp m-a întrebat dacă n-aș fi de acord să particip la aceste întruniri pe care acest centru le are cu bolnavii de aici. Am răspuns cu mult drag, nu înainte de a întreba care ar trebui să fie rolul meu sau ce ar trebui să fac eu aici. Sigur că noi știm ce trebuie să facem atunci când ne adresăm oamenilor și în mod deosebit celor bolnavi. Astfel că m-am gândit că ar fi foarte potrivit ca să îi asistăm fie prin intermediul rugăciunii, fie prin intermediul unor teme pe care să le propunem. Sau, de ce nu, prin anumite teme pe care să le propună dânsii, dorind să afle răspunsuri la anumite întrebări și din punct de vedere spiritual, pentru că omul este trup și suflet, aparține și acestei lumi, dar aparține și lumii de dincolo. Astfel că totdeauna abordarea noastră trebuie să fie una plenară, să avem în vedere și trupul și sufletul. Am fost primit aici foarte bine, deși nu trebuie să ascund faptul că emoții am avut. Mi-am pus și eu întrebarea și în același timp un prim contact cu niște oameni pe care nu i-ai văzut niciodată. Sigur că dânsii au fost obișnuiți și sunt obișnuiți și cu preoții și cu biserica. Dar să vină un preot într-un centru, poate că a fost un lucru mai rar întâlnit. N-am putea spune că lipsește cu desăvârșire. Dar a fost, oamenii mi-au primit foarte bine, emoțiile cred că au fost în egală măsură sau la același nivel, de aceeași intensitate, și pentru mine, dar și pentru dânsii. Cert este că în final toți am considerat că avem nevoie unii de alții. Biserica se pronunță și este prezentă în majoritatea instituțiilor. Am în vedere de data aceasta în mod deosebit spitalele. Acolo biserica noastră are preoți care îi asistă pe bolnavi de fiecare dată când au nevoie. Au un program bine stabilit, au un program în care ei își propun să stea de vorbă cu bolnavii respectivi, să le citească o rugăciune, într-un cuvânt să se descarce sufletește oamenii și suferința pe care ei trebuie să o ducă, să fie una mai ușoară, dar în același timp totdeauna să o raporteze la cel în care cred, adică la Dumnezeu. Pentru că știm
că lumea aceasta și timpul petrecerii noastre în trup este doar o parte a existenței noastre sau prima parte. Iar în momentul în care trecem din această lume, noi ne întoarcem la Dumnezeu. Dacă noi suntem conștienți de lucrul acesta, cred că rolul unui preot și rolul bisericii, la modul general, este acela de a-i conștientiza pe oameni în prima fază că orice se întâmplă în viața noastră, trebuie să știm că Dumnezeu are știre. Și că dacă noi conștientizăm lucrul acesta și dacă este cineva care să ne motiveze și în același timp să ne susțină, printr-un sfat, printr-o rugăciune, am putea spune și prin această consiliere pe care acest institut vrednic de tot respectul îl face, și noi, deci implicarea noastră trebuie să fie în aceeași măsură sau poate, de ce nu, poate chiar mai mult și sigur și la un alt nivel. Am cunoscut câteva persoane uimitoare, de multe ori o asemenea experiență de viață, cum e un cancer, spre exemplu, ne schimbă destul de mult, poate chiar în bine. Apropo de ce spuneam la începutul acestei emisiuni, aș vrea să vedem și partea pozitivă a problemei. De multe ori cancer înseamnă ceva rău, nu neapărat. Sunt oameni care schimbă viața. Sunt altele prioritățile. Poate nu mai au timp de lucruri mărunte. Poate încep să facă lucruri pe care nu le-au făcut și pe care și le doreau de zeci de ani, să spunem. Ați văzut asemenea cazuri la acest centru? Oameni care și-au schimbat modul de a privi viața, oameni care au început să trăiască așa cum vroiau de fapt să o facă. Pentru că, vedeți, această perspectivă a morții, într-un fel, noi toți, până la urmă, vom muri. Dar unii dintre noi, cei mai mulți, nu credem sau nu conștientizăm prea bine acest lucru și trăim ca și cum n-am murit niciodată. Iar atunci când undeva începem să vedem că nu suntem nemuritori și că avem o limită temporală, începem să trăim și să facem lucruri pe care nu mai le putem amâna. Da, am văzut. Sunt destul de multe cazurile astea în care oamenii, până în momentul în care au descoperit boala, s-au dedicat celorlalți. În momentul în care își dau seama că viața nu este nelimitată, la un moment dat, încep să se preocupe foarte mult de ei și să facă exact genul acesta de activități care și le-au dorit să le facă, dar tot timpul nu aveau timp. Sau timpul lor era tot timpul era pentru altceva. Pentru sau se împotmoleau de diverse lucruri mărunte care... Da, care le consuma tot timpul și toată energia. Conflicte fără sens și așa mai departe. Da, în general încep să devină mai toleranți la tot ce se întâmplă în jurul lor. Mai iertători, înțelegători și au o altă perspectivă asupra vieții. Și cred că, din păcate, e rău că se întâmplă în momentul respectiv când descoperi că ai o boală, când un gen de genul ăsta. Poate că ar trebui din timp să facem lucrurile acestea, să ne gândim mai mult la noi, să fim mai toleranți cu ceilalți, să-i ajutăm mai mult pe ceilalți. Nu neapărat o boală trebuie să ne ducă să fim așa, să ne facă să fim Am văzut așa. Câteva lucruri extraordinare la Spitalul de Oncologie, spre exemplu, într-o noapte, un pacient destul de afectat, slab, ajuta pe un altul să meargă până la baie și îl încuraja. Îi spunea un banc în timp ce mergea spre. Mi s-a părut fantastic. Adică, așa cum spuneți, oamenii aceștia încep să fie mult mai pozitivi și mai calzi apropo de ceilalți. Aș vrea să nu se înțeleagă că acest centru se ocupă de pacienții care sunt într-o fază mai avansată a bolii neapărat. Până la urmă, din câte vorbeam, mulți dintre ei s-au vindecat și au accesat resurse. Spuneați că la aceste grupuri vin persoane care au trecut prin această boală și au reușit să fie bine, să fie sănătoși. Da, exact. Acest exemplu al celor care s-au vindecat e important pentru ceilalți? Da, consider că e una dintre cele mai importante resurse acolo. Pentru că oricât am încercat, noi cei care nu am fost diagnosticați, putem să înțelegem până la un punct. De acolo încolo intervine experiența directă. Eu pot să fiu oricât de empatică persoana din fața mea, dar întotdeauna se va simți mult mai bine înțeleasă și va fi mult mai bine înțeleasă de o persoană care a trecut prin exact aceleași etape. Asta e. Și
faptul că vede în fața lui o persoană care a trecut de câțiva ani și a depășit și este în regulă și are control asupra vieții, este o resursă foarte bună, o motivație extraordinară. Că uite, se chiar poate. Eu până să lucrez la acest centru aveam o viziune limitată asupra cancerului, neavând, necunoscând persoane în acea situație și chiar credeam că cancerul este oarecum o sentință. Mi-am dat seama că nu e așa și chiar e o ocazie foarte frumoasă într-un fel de a găsi resurse în tine de care nici nu știai. Și din punct de vedere biologic, lucrurile sunt undeva complementare. Știți că celulele tumorale, practic, sunt distruse de sistemul imunitar. Noi toți avem celule tumorale, dar sistemul imunitar la unele persoane reușește să le elimine, să spunem. Deci nu suntem foarte diferiți de acești oameni, iar cancerul nu înseamnă deloc moarte, așa cum cred unii. Echivalează cei doi termeni. Da. Da, vedem asta în fiecare zi în centru. Cât de important și cât de importantă e perspectiva, o perspectivă optimistă și puternică în același timp, deci nu de negare. Da. Și că an de an pot depăși acest diagnostic. Nu e ceva ce să-i definească în totalitate. Mai avem un material, câteva imagini, tocmai în sensul a ceea ce vorbeam cu invitatele mele din platou. Nu suntem diferiți de cei care suferă această boală, suntem la fel, suntem împreună în această poveste și faptul că ne-am propus în această emisiune și în general în cadrul emisiunilor Dr. Lux să invităm oameni care suferă, oameni care trec prin probleme, este tocmai în sensul a ceea ce spuneam. Aș vrea să mai urmărim un material despre oamenii care se confruntă cu probleme legate de cancer. Cu mulți ani în urmă pot să spun, pentru că am descoperit această problemă a cancerului de sân și de atunci viața mea se împarte în perioada de dinainte și perioada de după. Întâmplarea a făcut că am simțit acea umflătură care mă deranja și primul lucru a fost să merg la medic. Din păcate, analizele au întârziat o lună, că așa era pe vremea aceea cu programare, timp în care problema s-a mai accentuat, dar cu toate acestea rezultă că am ajuns la timp, mă simt o supraviețuitoare și de când s-a întâmplat, viața mea s-a schimbat, pot să spun, radical. Mi-am reorientat prioritățile, mi-am dat seama că pe lângă lucru care trebuie să-l fac, servici, trebuie să am grijă și de mine și de sufletul meu, pentru că după vorba celor apropiați mie, dacă mi-e bine mie, le e bine și celor din jur. Și ca să fac legătura cu centrul OncoSupport, pentru mine este foarte importantă această acțiune, pentru că chiar dacă fizic problema am depășit-o, cu partea psihologică pare că aceasta se remediază în timp chiar mai lung. Și atunci eu vin aici, deși problema mea s-a terminat acum câțiva ani, pentru că mă simt că fac parte din acest grup, această comunitate, și avem multe informații să schimbăm între noi. Am învățat foarte mult de aici și de la cei din jur, de la cei ca și mine bolnavi, și la rândul meu, când îi văd pe pacienții la început de tratament, mă regăsesc pe mine și îmi dau seama ce mult contează un cuvânt, o vorbă bună, un schimb de experiență, și de aceea mă aflu astăzi aici. Vorbeam înainte că ați vrea să împărtășiți o experiență pe care ați trăit-o într-o relație cu unul din oamenii care vin la acest centru. Despre ce a fost vorba?
Da, a fost o experiență care m-a învățat foarte multe. Eram într-o zi la centru și unul dintre beneficiarii noștri avea consiliere la colega mea. Eram într-o zi normală sau poate un pic mai supărată, nu știu ce m-a supărat, probabil ceva nesemnificativ, oricum am constatat ulterior. A apărut domnul la noi și avea un zâmbet absolut extraordinar, dar dânsul de-abia putea să meargă. Deci avea așa o respirație foarte grea și m-am gândit, zic, oare cum a reușit să ajungă până aici? Totuși este, am înțeles că 10 ani, a supraviețuit 10 ani unui tip de cancer. Și în momentul respectiv am înțeles că totuși problemele noastre de zi cu zi, nu știu, mi s-a rupt unghia, n-am putut să parchez, am lovit mașina, este ceva absolut nesemnificativ în comparație cu acest tip de boală și faptul că ei sunt atât de optimiști și pot să zâmbească atât de mult și să înțeleagă care sunt problemele de fapt existențiale într-o viață și totuși zâmbesc și nu reușesc să se lase copleșiți de o problemă minoră sau să-și facă griji pentru fiecare problemă din viața lor. Și aia mi s-a părut. Cineva spunea un lucru deosebit care mi-a plăcut mult. Ideea morții ne poate salva viața. Într-un fel. Și probabil e ceea ce spuneți dumneavoastră, nu mai contează toate nimicurile zilnice, contează probabil acele lucruri importante pe care vrem să le facem. Da. Și atunci începem să le facem. Doamna psiholog, cred că sunt foarte multe probleme de ordin psihologic, de abordat atât la cei care suferă de această afecțiune, cât și la aparținători. Printre ele, spre exemplu, știu că sunt oameni care sunt diagnosticați cu cancer și se gândesc, bun, am această boală, n-are rost să mai am grijă și de celelalte boli pe care le mai am, spre exemplu, de boli cardiace sau de alte boli, pentru că oricum am cancer și atunci ați văzut acest tip de atitudine? Poate că au fost inițial, dar în momentul în care a avut mai întâi diabet, după aceea a născut un copil la 48 de ani și după aceea a făcut cancer, toată energia, un astfel de caz, toată energia și-a mobilizat-o pentru a crește acel copil și a-i asigura ceea ce zicea ea că este visul unei mame. Cancerul a fost ceva printre ele, ca să zic așa. Deci oricare din ele ar fi putut, sau diabetul sau cancerul, să zică o boală cronică, pe viață ești marcat. Dimpotrivă, la ședințele de grup vorbea doar despre copil, ce să facă cu copilul, cerea sfatul de cum să-și duce mai bine copilul, pentru că ea rămăsese mamă mai târziu decât celelalte. Da, este un exemplu în sens invers. Exact. În sens invers, în care oamenii se axează pe alte lucruri. Da, probabil că acum sunt mai în gardă, pentru că fac controle periodice și atunci din timp li se depistează anumite anomalii ce privește recidiva sau chiar alte tipuri de boli. Sunt atenți și la răceli, mai mult decât alții. Se simt vulnerabili. Și această vulnerabilitate, ei vor să prevină recidivele și sunt datori pentru ei și pentru familiile lor să rămână sănătoși. Astfel de atitudine am întâlnit eu. Sau poate că le-am construit împreună cu ei. Nu-mi dau seama exact. Încă ceva. Suntem acum într-o perioadă în care, sigur, medicina a progresat foarte mult, știința a progresat enorm în ultimii ani. Mulți dintre noi credem că putem controla, de fapt, viața, moartea, sănătatea, așa să fie. Știu că sunt mulți oameni care, am văzut cazuri, pe exemplu, de aparținători care terorizau într-un fel pe cei bolnavi să facă tot felul de lucruri, să facă un anumit regim alimentar, să mănânce numai așa, să facă sport, să și... Ceilalți erau destul de presați. E o nevoie de control excesivă. S-ar putea ca ea să vină, de fapt, din propria teamă a aparținătorilor legată de acest subiect, fiindu-le lor teamă, de fapt, de perspectiva îmbolnăvirii sau a morții, încearcă să creadă că, de fapt, pot să controleze 100% faptul că, nu știu, nu se vor îmbolnăvi niciodată sau... Ați observat așa ceva? Există sentimentul că avem controlul, pe care din când în când îl pierdem. Și atunci există o nevoie de control mai mare, probabil pentru a face tot ce trebuie ca și aparținător, că e fii ca fiul, să fie ei împăcați cu gândul că au făcut tot ce puteau face.
caută tot felul de resurse, își investesc banii în a căuta noi tratamente. Multe din ele poate nepotrivite. În acea situație în care oamenii sunt atât de vulnerabili fizic și psihic, mulți prieteni, vecini, cunoscuți le spun tot felul de lucruri, ei în acea situație le acceptă, dar nu sunt neapărat bune pentru ei. Da, aici am lucrat în a face selecția prietenilor și neprietenilor și mai ales a face o proprie scară de valori. Ce e important pentru ei? Bineînțeles că a doua opinie e necesară, dar de aici și până a face tot felul de tratamente care nu sunt tratamente, inclusiv a bea petrol, doar pentru că o vecină a spus că altcineva a mai băut petrol, ajung cu timpul să-și dea seama că există tratamente veritabile și fugă de tratament, care poate să fie mai rău câteodată pentru vindecare. Există studii științifice care spun că un ceai de sunătoare, un banal simplu ceai de sunătoare, poate să inactiveze substanța activă dintr-un tratament oncologic. Și asta le spunem de fiecare dată atunci când vor să facă tot felul de alternative, să ceară părerea oncologului, să caute mai multe opinii și doar după aceea să ia alegerile cele mai potrivite pentru cei. Se întâmplă de multe ori ca aparținătorii persoanelor care suferă de cancer să trăiască propria frică legată de îmbolnăvire, să fie, se simtă poate vinovate, să fie tentate să își asume o responsabilitate prea mare. Această reacție nu e deloc de neglijat. De multe ori oamenii atunci când află un diagnostic de cancer sunt lăsați singuri, tocmai în momentul în care ei au foarte, foarte mare nevoie de cei din jur, de oameni care să-i încurajeze, de oameni care să poată vorbi. De exemplu, uneori știu, se întâmplă un fenomen destul de destructiv. Oamenii bolnavi de cancer ar avea nevoie să vorbească chiar despre lucruri mai pesimiste. S-ar putea gândi la perspectiva morții, ar avea nevoie să vorbească cu cineva despre spiritualitate, despre moarte, despre ce mai au de făcut. Iar cei din jur realmente nu pot face față la această discuție și consecința este izolarea celor care suferă de această boală, ceea ce nu e deloc în beneficiul lor. Aș vrea să vizionăm un material despre problemele care se confruntă aparținătorii celor care se confruntă cu cancer. Să urmărim materialul. Asta s-a întâmplat acum 7 ani. Am simțit un șoc în problema că noi avem o fetiță împreună de... Era fetița cam de vreo 6 ani și jumătate, 7. Și acum eu m-am gândit totuși că ce o să fac eu, că uite, mi-a dat Dumnezeu așa, sau cine, așa o boală groaznică la soție și acum dacă ea pleacă, eu ce să mă fac după aceea cu fetița? Și din cauza asta am avut un șoc și eu, cum să vă spun eu, m-a apucat melancolia, m-a apucat, cum să vă spun eu, și nostalgia asta, că acum ce o să fiu eu pensionar, zic, și ce o să fie cu fiica mea și cu asta. Când am citit în presă și am văzut de articolul acela, am venit imediat și m-am înscris aici și așa am găsit aici, să vă spun ceva, un colectiv foarte bun. Foarte bun. De fete tinere care le place munca asta de psiholog, le place munca asta să lucreze cu oamenii. Aici poate să vină și din medici ca să vadă că cum se comportă cu un om. Că totuși când mergi la medic, nu prea. Când aici îi niște oameni cu suflet adevărat umaniști. Așa vă spun eu, adevărat umaniști. Am venit aici că am învățat, de exemplu, și cu un bolnav, cum să lucrez cu el. Eu eram o fire așa mai nervoasă un pic, eram asta și eu nu... Și de când vin aici la centrul ăsta, totuși altcumva mă comport. Deja am învățat multe cum să mă comport cu soția. Așa era, că mergem în oraș, nu găseam una, nu găseam alta, nu știu ce, de ce n-ai cumpărat și tot. Și deja uitam că eu discut cu un om bolnav. Știți?
și de când am venit aici sau nu știu ce, sunt mai domol, nu știu ce, altcumva parcă am început a doua viață, a doua tinerețe, știți. Aparținătorii ar trebui să vină mai mulți și bolnavi, dar aparținătorii mai bine că printre asta și ceea ce învățăm noi aici, adică cum să vorbim, cum să ne comportăm, știți? E mai ușor și mai repede le trece prin această boală. Mai repede, altcumva te manifest. Asta, mai domol, mai cu vorbă bună, mai caldă, mai, știți? De când vin aici mă simt parcă am un elan mai mare. Nu e așa tristețe, așa cum a fost atunci, înainte de a veni, că vin acum de un an de zile, aproape, un an de zile. Aici e terapia a vorbei, a sufletului, care există și în psiholog și în asta. Îți dă mult, mult te ajută. Și bani, nimic, absolut nimic ai bani. Nu costă nimica, da. Nu costă nimica.